amenzi colosale, astfel încât să ne luăm și trese și majorare la salariu. Așa gândește doamna ministru al muncii și al solidarității. Adică de lapidat statul român. Pe lângă faptul că ne mai așteptăm și la colegi de liceu, de facultate, de muncă. Noi este așa, vorbim incisiv ca și domnișoara clinică de la Meteo, de la Antena 1. Fără mașină autospecială, cu pistolul stricat și să țipi și să urli și să dai amenzi în stradă.